Aparatele se află în probă acum, iar cel mai probabil din luna septembrie cetățenii se vor putea programa. Pentru interpretarea analizelor, specialiștii în imagistică vor veni în Horezu, iar cetățenii nu vor fi nevoiți să plătească consultații atâta timp cât au recomandare medicală. Suntem în faza finală a construcției spațiului pentru amplasarea RMN-ului și CT-ului și celelalte aparaturi. Aparatura a fost deja montată și este în stare funcțională la ora actuală, tot complexul. Suntem, să zic așa, în probe cu ele. Cei de la Siemens și constructorii din Germania sunt la Horezu pentru a pregăti inclusiv personalul care va deservi acest complex de aparate. Mai mult decât atâta, am terminat negocierile cu o firmă de imagistică din București, care are 11 specializări pe partea de specifice pe partea de imagistică, adică nu există un singur medic care să interpreteze și ce rezultă de la CT-ul și la RMN-ul. Nu, sunt specializați, de exemplu, pe sistemul nervos, pe cutia toracică, pe partea de inimă și așa mai departe. Deci vom avea de la această societate, care funcționează 24 din 24, vom avea efectiv și în regim de urgență, dar și în regim normal, rezultatele analizelor făcute cu acest complex de aparate. Cetățenii, pacienții, nu vor trebui să plătească nimic, nici măcar recomandarea medicală și diagnosticul emis de către această societate specializată. Va fi totul gratuit, excepție făcând cei care vor doar să-și facă un consult și nu au recomandarea medicală sau nu sunt în situația de urgență sau și așa mai departe. Și cel mai important lucru, că suntem în fază finală să transformăm orașul, Spitalul Rășănesc, în spital de urgență. Mai avem doar câteva categorii de medici pe care trebuie să le aducem, să avem două linii de gardă. Iar cei care vin la urgențe și se constată că este necesară un CT-ul sau un RMN-ul sau orice altceva, au posibilitatea să-l facă imediat la Horezu și să primească și diagnosticul imediat, să stabilim dacă competența rămâne la Horezu sau trebuie să meargă la un alt spital specializat în problema care o are fiecare. RMN-ul și CT-ul au șoc de cercetare și deci sistemul în sine va emite o prognoză în următoarea perioadă, pe boala care o are, și este la fel un element excepțional. Și integrat softul de telemedicină. Din cauza asta putem lucra cu oricine din țara asta, chiar și în străinătate. Dacă un pacient, de exemplu, are nevoie să meargă la o clinică din străinătate, putem să transmitem imediat în sistemul informatic, prin acest soft, CT-ul sau RMN-ul și să poată să vadă în timp real. Începând cu ce dată se pot programa cetățenii? Noi am zis așa că cu septembrie să începem să-i programăm. Am avut personalul cu studii medii la pregătire, la specializare. Avem și un medic specializat pe imagistică pe partea aceasta. Vom mai aduce cel puțin unul sau doi. Dar important este că cei de la Horezu nu vor trebui să facă decât pregătirea și manevrele necesare obținerii funcționării și obținerii rezultatului în sine. Mai departe, diagnosticul și recomandarea medicală vin de la această firmă specializată. Pe viitor, Spitalul Orșănesc Horezu va deveni unitate medicală de urgență după ce vor fi adus specialiști pentru mai multe ramuri medicale și de urgență.